Dragi elevi, și bine ați venit alături de mine la o nouă lecție de limba și literatura română. Astăzi vom vorbi despre compunerea ca mijloc intern de îmbogățire a vocabularului. Pentru început, vă invit într-o scurtă călătorie cu autobuzul vocabularului și vă rog să combinați cât mai multe dintre cuvintele din autobuz pentru a obține cuvinte noi. Puteți pune pe pauză prezentarea până când veți rezolva cerința. Bravo! Ați lucrat foarte bine! Deja călătoriți acum cu mașina compunerii. Cuvintele formate sunt unt de lemn, câine lup, clar văzător, pierde vară, redactor șef, bunăvoință, floarea soarelui, baia mare, de către, rochița rândunicii, CFR și aprozar. Ce am observat? Am observat că aceste cuvinte au fost create prin alăturarea termenilor cu spațiu între aceștia, adică au fost creați cu blanc, prin alăturarea termenilor cu cratimă între ei, prin unirea termenilor sau prin alipirea lor, dar și prin abrevierea termenilor. Ce trebuie să reținem? Cuvintele menționate s-au format prin compunere. Trebuie să știm că această compunere este un mijloc intern de îmbogățire a vocabularului și mai trebuie să știm că prin intermediul compunerii se formează cuvinte noi, unind, alăturând sau abreviind doi sau mai mulți termeni. Vă invit acum să analizăm niște cuvinte compuse și să observăm dacă sensul termenilor inițiali și sensul cuvintelor obținute sunt aceleași. Termenul câine și termenul lup au creat cuvântul nou câine-lup. Mai departe, termenul floare și termenul soare au creat împreună cuvântul floarea soarelui. Continuând analiza, observăm că termenul unt și termenul lemn au creat împreună cuvântul unt de lemn, adăugând și prepoziția de. Trebuie să reținem că unt de lemnul este un ulei vegetal comestibil extras din semințele sau fructele unor plante. Din termenii rochiță și rândunică a rezultat cuvântul rochița rândunicii. Concluzia evidentă în urma analizei acestor cuvinte este aceea că termenii care intră în componența unui cuvânt compus își pierd sensul pe care îl au când există independent. Acum haideți să exersăm jucându-ne. Potriviți cuvintele de pe piesele de puzzle pentru a forma cuvinte noi prin compunere. Puteți pune din nou pe pauză prezentarea până veți rezolva sarcina de lucru. Iată și rezolvarea exercițiului. Din cuvintele scrise pe piesele de puzzle, am combinat mai mulți termeni obținând următoarele cuvinte. Vezi german, așa zis, alteori, deasupra și UE, Uniunea Europeană. Felicitări! Ați ajuns la finalul acestei lecții. Nu uitați felul în care se pot combina termeni pentru a forma cuvinte noi. Și nici că acești termeni își pierd în cuvântul compus sensul pe care îl aveau inițial. Până data viitoare, la revedere!